Stimați respectatori, ne aflăm la o nouă emisiune, Agenda Publică. Invitați în platoul Informația TV în această seară sunt Horea Ungur, avocat, Patachi Ciobo, senatorul DMR și Mihail Fodor, profesor. Să încercăm în această emisiune, stimați invitați, stimați telespectatori, să facem o retrospectivă a anului care se încheie, anului 2015. În ce privește lupta dintre Palatele Cotroceni și Victoria, a câștigat Cotroceniul. Iohannis l-a învins pe Ponta, care a demisionat în urma incendiului de la Colectiv. Una dintre instituțiile statului care a triumfat a fost însă DNA-ul. Cu zornăi de cătușe, arestările au fost intens mediatizate în toată presa. DNA se laudă cu trimiterea în judecată numai puțin de 25 de demnitari. Este vorba de un premier în funcție, 4 foști miniștri și 20 de actuali sau foști parlamentari, 14 primari de municipii și 9 președinți de consilii județene trimiși în judecată pentru corupție în 2015. Domnule Horea Ungur, cum vi se pare acest bilanț, acest prim bilanț al DNA-ului? Nu pot să discut despre aceasta pur și simplu. Aș vrea, în schimb, pentru că vreau mai mult tot timpul, îmi cer și mie însumi mai mult, vreau să vă spun că la un bilanț oarecare, doamna Căveșii a susținut că DNA-ul a avut 10% rebut. Și în același, cu aceeași ocazie, a recunoscut că are 4.000 de dosare în lucru, în așteptare, în lucru. Și atunci am făcut un calcul. Dacă 10% este rebut, înseamnă că 400 de oameni vor intra în pușcărie nevinovați. Asta nu este un cuvânt de laudă. Iertați-mă. Deci eu pentru aceste rezultate, eu nu pot aduce în condițiile în care se recunoaște că rebutul este de 10%, erorile de trimitere în judecată, de arestare, de tot eșavodajul acesta premergător soluționării cauzei în instanță, mi se pare ca să suporte 400 de oameni niște astfel de consecințe, poate nu imediat, ci pe parcursul soluționării celor 4.000 de dosare. Da, dumneavoastră nu vedeți partea plină a paharului, da? Pentru că doamna Covăș și zice, da, rata de condamnare în dosarele DNA se menține la 90%. E un lucru bun, zice ea. Dar vă rog să... Eu nu vreau să spun că... Și nu vreau să aduc critici rezultatelor pe care le-au obținut. Ci mă deranjează recunoașterea a rebutului de 10%. Pentru că aici trebuie să fie punct ochit, punct lovit. Adică trebuie exersat tirul mai bine. Eu despre asta vorbesc. Pentru că în final nu știu cine poate să repare tot ce îi se întâmplă unui om în premersul spre o soluție de neîncepere. Tot ce se întâmplă cu el, cu familia lui, cu rudele lui, cu cunoscuții lui. Pentru că recent am avut o cauză în care era vorba despre un minor și am avut speranța că nu se va afla prea repede. Era vorba de un minor, un martor, căruia îi se făcea o percheziție domiciliară. Și după două zile îmi întreabă prietenii, bine bă, dar noi trebuie să aflăm de la alții ce ți se întâmplă ție. Adică de la cine? Acestea sunt lucruri ale imperfecțiunii în activitate.
Scurgerile de informații. Sigur că scurgerile de informații nu fac bine absolut nimănui. Nici măcar dosarului. Da. Trecând peste faptul că era vorba de un martor. Bine, de ce nu ne-ai spus tu? De ce trebuie să aflăm noi de la alții? Prieteni, colegi? Care au părinți, care au rude, care au... Nu? Despre aceste chestiuni ale activității de urmărire penală și de stoarcere a vinovaților. Fără îndoială trebuie să intre după gratii toți golanii aceștia, că nu știu cum să-i numesc mai elegant. Nu poți găsi cuvânt elegant pentru... Golanii sunt trei săraci. Pentru niște oameni. Bine, în limba română, golan era unul cu buzunarele goale, dar pe parcurs noțiunea a dobândit alte valențe. Da. Cum? Se împacă faptul că ești mulțumit că ai numai 10% rebut. De ce să n-ai numai 2% rebut? Și acesta e accidental? Dacă faci regulă din 10%, atunci faci să mă ferească Dumnezeu de consecințe. Da, e un aspect interesant de cel care îl tratați dumneavoastră. Domnule Patachie, dumneavoastră, cum vedeți situația? Sunt foarte multe dosare. 4.000, peste 4.000 s-au înregistrat în 2015. Da. Sigur că dosare în lucru sunt mult mai multe. La data interviului. Discutam de interviu. Da. Dar au rămas de anul trecut vreo 7.000 și, practic, real, nimeni nu mai știe. Și mai rău. Și mai rău. Ar trebui să fie ca și instanțele normale, un fel de... și procurorii ar trebui să trieze, în primul rând, și poate ar eficientiza și munca lor, în sensul în care, într-adevăr, e vorba de vieți de oameni și să fie și mai performanți decât 90%, dar... În schimb, dacă ne uităm și suntem sinceri, arătați-mă instituție din România care funcționează și are randamentul la 90%. Adică trebuie văzut și partea plină a paharului în condițiile în care oricine poate greși. Și, de exemplu, un fotbalist, dacă ratează doar un 11 metri din 10, deja toată lumea laudă că de bun este pe teren. Interesul tuturor este să nu dea greș și să nu fie victime inocente, chiar să fie distruse vieți de familii care n-au nimic imaginea, făcut. Imaginea unui politician care e pus în cătușă e clar distrusă, chiar dacă după o jumătate de ani DNA-ul dă sau se dă depinde, depinde penal, cât da? De cât de atașați sunt electorii de acea persoană. Eu, de exemplu, chiar nu-mi place să vorbesc de persoane care sunt sub acuzație, dar, de exemplu, din punctul meu de vedere, Marian Vanghelie, dacă ar porni în sectorul 5, așa cum a fost el încătușat și făcut cu ou și cu oțet, eu cred că ar câștiga fără nicio problemă în sectorul 5 din nou. Iar Piedone la fel, care iarăși este pus. Deci percepția publică diferă de la zonă la zonă. Cred că la noi, pe meleagurile, sunt mărime cine a fost pătat odată, poate să-și ia la revedere. Deși sunt și aici excepții. Unii au fost învinuiți, au apărut anumite acuzații și au fost iarăși deputați. Deci e foarte, foarte la limită. Deci aceste chestii sunt foarte, foarte subiective. Și depinde de percepția fiecărui om și de pregătirea lui, nu numai juridică, dar și de cât de sus este ștacheta în ceea ce privește ce așteptări are când vorbim despre aleși, de exemplu. Iar acuzele doboară, normal că sunt dăunătoare, dar și mai de mult, dacă ne întoarcem în timp și vorbim cu bătrânii din sate, o să vedeți că mai dăunător decât zvonul lansat într-un mediu în care erau stabilite anumite ierarhii despre fruntașii satului, puteau să doboare.
Deci puteau să doboare un preot sau un dascăl și atunci comunitatea în sine a putut să facă dreptate și astfel și-a păstrat un echilibru sănătos. Asta e problema în România, acest echilibru sănătos. Adică dacă am trăit într-o societate normală și sănătoasă, pe de o parte ar fi mult mai ușoară munca DNA-ului și pe de altă parte n-ar mai fi astfel de cazuri. Deci problemele, ok, e o vorbă populară, peștele se de la cap, dar trebuie să fim și noi, să ne schimbăm mentalitatea și să încercăm fiecare acolo unde avem menirea să fim corecți. Și atunci putem construi o societate normală, coerentă, care să aibă niște valori, care să fie expulzați pur și simplu cei care calcă pe bec. Și să nu fie la modă alte vorbe devenite foarte populare în ultima vreme, că legea este numai pentru proști, că ea care sunt puternici calcă peste, iar ea care sunt deștepți se strecoare între. Și proștii care merg înainte dau de barieră. Nu e o mentalitate corectă. Și uitați-vă, vine un an plin de alegeri, iarăși. Vă dați seama ce an va fi 2016. În 2015 toată lumea s-a așteptat la un an cu mai puține scandaluri, s-a terminat cu campania de europarlamentari care au fost încălzire pentru prezidențiale din 2014 și s-a așteptat lumea că în 2015 se așează lucrurile, s-a împărțit puterea, un palat de o culoare, celălalt palat de altă culoare și o să fie un oarecare echilibru, mai cu niște scenete cu care eram obișnuiți pe timpul lui Băsescu, indiferent cine era prim-ministru, că își ștergea pe jos și cu Boc, deci nu făcea probleme. În loc de asta s-a bulversat Scena politică a fost bulversată. Scena politică și chiar și scena economică. Că dacă ascultăm analiștii, vedeam că Dudu-i zbârne economia. Pe vremea lui Tereceanu, el spunea că economia Dudu-i, da. Dudu-i economia, toate era ok, numai că nu și cu... Parcă era mai rău decât într-un an electoral. Dacă în 2014 s-au zis că se aruncă cu pomenii electorale, ce să zicem de 2015? Cu pensii, cu salarii și așa mai departe. Da, domnule Fodor, părerea dumneavoastră, e necesară o structură ca DNA-ul sau nu? Constat că în societatea românescă se gândește nuanțat. Ceea ce în principiu e bine, pentru că orice lucru are părțile sale mai luminoase și mai întunecate. După părerea mea, DNA-ul este absolut necesar și acțiunea sa este salutară într-o Românie în care furtul și corupția au devenit sporturi de masă, cel puțin în anumite medii. Mi se pare că din perspectiva unor procurori avea o rată de condamnare de 90%, deci 90 de cazuri din 100, este cât se poate de normal. Pentru că în ultima instanță, și ultima instanță este judecătorul. Procurorul face o propunere, un act de acuzare. Avocatul, la rândul său, apără cauza clientului lor, iar rezultatul 90-10 este chiar performant, mi se pare mie. Sigur, se întâmplă un lucru care este discutabil. Spectacolul care se produce pe marginea acestor rețineri care premerg trimiterea judecată și judecata ca atare. Și mie mi se pare că este destul de inoportun ca să defileze niște oameni încătușați până în momentul în care nu este evident că ei sunt vinovați și sunt acompaniați la pușcăria definitivă. De ce se întâmplă acest lucru? Mă gândesc că poate fi și o tentativă a DNA de a
de a-și manifesta oarecare fenomen de putere, deci de a-și argumenta puterea pe care o are sau pe care vrea să o asume. Pe de altă parte, însă, și pentru a, și acest lucru este pozitiv în sine, pentru a genera un fel de panică, un fel de teamă, un fel de act de prevenție pentru ca infracțiunile asupra cărora se oprește acțiunea DNA-ului să se mai rărească. Pentru ca oamenii să fie eventual torturați de ideea de a fi eroi unor asemenea scenete, lucru care, în chip paradoxal, vedem totuși că nu se întâmplă. Deci, deși activitatea DNA se manifestă destul de plenar, se manifestă plenar de o destul de bună, destul de mare bucată de vreme, infracțiunile specifice par să continue. Pare că obișnuința a devenit cam a doua natură a personajelor specializate în acest gen de activități și că sperietura nu e chiar atât de mare încât să determine stoparea acestor fenomene. Oricum, cred că dacă sunt totuși 10% care în cele din urmă se vor fi demonstrat că nu au nicio vină, ar fi bine totuși să se evite spectacolele și acțiunea acestor organisme să se desfășoare oarecum discret. Cred că este suficient dacă se dă un comunicat despre cutare și cutare care sunt cercetați, fără ca să fie liotă de reporteri și de televiziuni anunțate și ele cine știe cum de, se găsesc în mod constant acolo unde trebuie și cum trebuie. Pentru că, într-adevăr, pentru un om onest, presupunând că vor fi fiind mulți din aceștia, 10%. Da, 10% este o lovitură de imagine și o lovitură negativă de imagine și o dezonoare care poate fi destul de greu spălată în timp. În rest, DNA-ul să trăiască, fiindcă cred că a produs în mod cert o asanare apreciabilă a atmosferei și o să mai fac în continuare dacă va fi lăsat. Dacă nu va fi lăsată, atunci ne putem întoarce. Domnul Ungur a tras atenția asupra acestui 10% care e într-adevăr. Dacă te gândești la numărul de persoane, da, e vorba 400 plus 700, sunt deja peste 1000 de persoane care sunt practic nevinovate și au ajuns în colimatorul DNA-ului. Dar credeți că cu bună știință se fac scurgerile de informații din dosare? Uitați ce se întâmplă. A fost o bombă uriașă, aceea pe care ne-a dat-o Robert Turcescu, un ziarist apreciat, cum nu se poate, care la un moment dat, determinat de nu se știe ce, și luând o hotărâre, nu știm până când și ce l-a determinat, s-a autodivulgat ca fiind agent acoperit. Da. Adică unul care joacă la două capete. Și atunci, când a făcut această dezvăluire, a atras atenția. Vă rog să vă gândiți fiecare din voi, uitându-se la ei atunci când le-a spus, câțiva colegi pe care îi avea acolo. Pentru că altfel nu văd cum la un semn deschisă-i calea și repede toți ziariștii sunt prezenți pentru că este chemat X la DNA sau iese de la DNA.
Așa se explică. Dar pentru că s-au spus lucruri interesante de către colegii de platou, eu vreau să vă amintesc că absolut deloc nu s-au speriat cei care, prin felul de a fi, prin modul de lucru, prin respirație, comit infracțiunile de, mă rog, luare de mită, pentru că acesta este specificul activității DNA, trafic de influență, luare de mită, care sunt aducătoare de atingere a normelor de drept în preocuparea DNA. Nu s-au speriat deloc. Păi după aceea a luat și s-a găsit X, haideți să nu dăm nume. Sunt mulți care au fost ulterior și în timpul acestor arestări, ei continuau activitatea lor infracțională. De ce? Pentru că îmi pare rău să fac această constatare. Dar cel mai puternic partid, cel mai numeros partid din țara asta, n-a găsit cu cale să aleagă un președinte decât un condamnat. Ce a însemnat acest lucru? Justiția pentru toți cei care au optat pentru această alegere este egal cu zero, deși e o sentință dată. Pentru că același partid îl aplaudă pe Năstase, care iese de la închisoare ca și pe un erou, îl aclamează, se duc la el și îl pupă, îl felicită. Bine că ai scăpat de acolo, ai scris niște cărți și ai scăpat mai repede cu ceva. Și mai e încă ceva pe care aș vrea să accentuez. În acest context, cei care au făcut acea alegere au făcut-o pentru că sunt ca el. Se aleg între ei cei care se aseamănă. Cine se aseamănă, se adună. Și vă dați seama cât de numeroși sunt. Ziariștii au spus. 37 de președinți de consilii județene sau 37 de edili, pardon, au dosare penale. Și din ei, majoritatea sunt de la PSD. Păi e normal atunci că în condițiile în care trebuie să-și aleagă un conducător în locul celui care și ăla e cu dosar penal, dar ăsta e deja condamnat. Îl pun pe el, în fruntea lor. Spunea colegul meu că Vanghelie ar fi aclamat în cartier. Așa este. Și eu cred treaba asta. Spre tristețea situației, spre sumbrul chestiunii, ar fi aclamat. Când au fost întrebați vreo câțiva dintre cei care îl votează mereu pe Evanghelie, bă, dar ce dracu vă alegeți, mă, unul de ăsta, i-au zis pe nume și... Ce, domnule? Ăsta ne mai dă și nouă câte ceva, domnule, nu ca alții. Și atunci... Da, vedeți? Omul spală pe alta și amândouă fața. E bun la suflet, omul. E bun la suflet, Evanghelie. Păi dați-mi și mie, nu mai este unul din ăsta, domnule. Dați-mi să fur și eu 5 milioane de euro, să știu că sunt liniștit, și un milion îl împart câte 50 de... îl mărunțesc și le dau câte 50 de euro în fața porții, care cum trece pe acolo, domnule. Da, vedeți, domnul Ungur, că sunt mite de 20 de milioane de euro și populația n-a primit niciun ban din mitele astea. Deschideți o altă cutie a Pandorei. Tot nu spuneam de ce îi pretindem noi DNA-ului să n-aibă 10%. Există vreun alt organ în țara asta care... Nu există. Nu, da. Toate sunt așa. Toate sunt așa. Sunt de acord. Păi, știți cine a comis omorul de la benzinărie în ajunul Crăciunului? Nu. Un tip care, în urmă cu un an de zile, tot așa a băgat cuțitul într-un om
Și victima a fost chemată la poliție și a zis, mă, mai bine împacă-te cu el, că are bani mulți și și așa nu te poți. Așa și omul a zis, domnule, dacă poliția îmi spune treaba asta, atunci ce să mai zic eu? Și m-am împăcat cu el. Și l-au lăsat liber atunci pentru ca să comită un omor. De fapt, atunci nu era la prima faptă, ci în urmă cu câteva luni a mai avut una similară. Deci, practica asta de a înfige cuțitul îi simțea el nevoia, trebuia să se angajeze la un abator și acolo să practice până când se satură în țepatul cu cuțitul. Dar lui a trebuit oameni, bipezi să... Bipezi, vine da. Multe altă chestiune cu bipezi de limba și literatura. Vreau să fac precizarea că, în respectiva listă de edil, de primar și președinți de consilii, proporția este cam 2/3 PSD, 1/3 PNL și restul. Și restul vreo păi restul două, ce mai rămâne? Două treimi și 1/3. Printre ei și vreo 2 sau 3 UDMR-iști. Da. Dacă cifre, mai puțin, ce cifre care corespund procentelor efective, da, sigur. Partidelor, ceea ce înseamnă că dacă vorbim de un coeficient de corupție, se respectă proporția. Se respectă proporția și e destul de greu. E păcat că e așa, dar prea puține exemple, hai să zicem, de curățenie sau de curăție morală putem găsi în spectrul nostru politic. Totuși, ce ne facem, domnul Fodor? Sunt tot mai mulți scriitori, da? Domnul Ungur atrage atenția. Ai mai scris și tu vreo 2-3 cărți și, bă, ieși. Da, vă rog. Da, este o deficiență, cred, a legii. A legii care îndreptățește. Ajunge și Becali, câte cărți au scris Becali? Șapte cărți. Odată, valoarea cărților cred că este extrem de discutabilă. A doua, nu există nicio dovadă că aceste cărți au fost scrise chiar de ei da, și ar trebui... Sunt convins că domnul Becali n-a apucat să scrie. Puși la un extemporal. Da. Să scrie un extemporal. O dictare. Ar trebui dictare. Această prevedere legală scoasă încetul cu încetul, că duce la deturnări. Ca să nu mai vorbim că alții sunt în stare să scrie cărți, cum ar fi Voiculescu, să spunem. Dar, iarăși, nu este niciun motiv să acorzi clemență doar pentru acest lucru. E un infractor, hai să zicem, intelectual. Și cu ce este mai stimabil un infractor intelectual decât unul... Un cioban. Analfabet, da. Iartă-mă, cărțile lui Voiculescu sunt un noi an de statistici. Mă rog. Reale. Da. Îmi spuneți mie cum au ajuns la el? Când în biblioteca penitenciarului Năstase a scris cărți și e în stare să scrie cărți. Da. Domnule, dar nu poți să le scrii fără să ai documentul. El a primit biblioteci. Informații de afară. Domnule. Există biblioteci care sunt dotate cu calculatoare. Are dreptul să primească cărți în pușcărie. Nu are dreptul să primească cărți în pușcărie. Cărți de specialitate, cum să n-aibă? Păi stați puțin. Da. El avea statisticele de ultima oră. Da. Mă rog. El avea statisticile de ultima oră. Păi și ele sunt publice, presupun, statisticile. Păi caută-le pe internet să vedem dacă le găsești. Pentru că nu le găsești. Dar lămuriți-mă, cu cât se scade din... Cu destul de mult. Cu o treime. Dacă scrii o carte, cu cât se scade din pedeapsă? Mă, nu știu exact proporția din pedeapsă. Dar semnificativ. Problema e alta. Că scrie acolo. Științifice. Cine este capabil în comisia aia de liberări condiționate din penitenciar să-mi spună mie cât care e științifică, de unde până unde e științific și ce e fantezie sau ce e minciună sau total eronată? Cine îmi spune? Sau este dimpotrivă o carte doctă? Îmi spune careva dintre cei de acolo? Pentru că trebuie doar cu două condiții. Sunt analfabeți notorii care scot cărți, nu se poate. Da. Dar rău, este. Se compromite total ideea de libristică, domnule. Și în afară sunt destui de mulți doctori care nu știu să scrie ortografic, e adevărat, dar totuși. Da, mă rog, dacă e doctor în fizică, poate fi iertat. Nu, poate fi și în istorie. Și...
litere, nu? Da. Nu dăm exemple că uneori mai veni și pe aici, da, prin studio. Avem un doctor, am avut un doctor în chimie, da, care era clar că nu putea scrie, da, nu putea ști nici ce e codoiul. Codoiul, da. Codoiul. Nu, poate că ați vrut să spuneți ceva legat de, da, cărți. Nu, legat de paragraful mult invocat din legislație. Nu e vorba doar de cărți, e vorba de orice operă artistică, orice activitate de educare creativă, și este o chestie extraordinar de subiectivă. Și aici sunt perfect de acord cu domnul Ungur, în condițiile în care, deci, acea comisie ar trebui un pic revizuită și văzută, văzut dacă cine este autorul real. Ce potențe îi dai? Iar la o sculptură și sau dacă se apucă de pictat, asta va fi la modă în 2016, nu știm. Și acolo este o chestie extraordinar de subiectivă, că o pictură poate că place cuiva și e foarte subiectivă. Iar, deci la urmă, poate că poți trăzni o pensulă pe un șevalet și poți să spui că artă modernă. Dacă, exact. Dacă ești Picasso. Exact. Dacă ești Picasso, poți să faci orice. Astfel, probabil, legiuitorul a vrut să asigure aceeași șansă pentru toți. Adică cine are o pornire artistică, nu e musai să fie doctor docent în ale literaturii, care alte. Acum, gluma fiind pusă la o parte, într-adevăr, orice este măsurabil. Sunt lucruri care sunt foarte ușor de cuantificat și sunt lucruri care sunt mult mai greu de cuantificat. Aici soluția, din punctul meu de vedere, ar fi modificarea regimului detenției în semideschis sau așa ceva, și dacă într-adevăr este util societății și poartă în el o valoare adevărată, să aibă posibilitatea și în timpul detenției să împartă cu alții. Adică eu nu aș reduce pedeapsa și pur și simplu a schimba regimul. Și să ține niște cursuri. Exact. Da? De pildă, domnul Voiculescu, hai să zicem, exact, că ar putea ține, exact, niște cursuri. Exact. La domnul Becali, și el care poate a scris 7 cărți. Poate ar ține niște cursuri. Nu mai trebuie foarte bine ales grupul țintă. Că sunt... nu este el ultimul om pe nivelul de evoluție, trebuie găsit alții care sunt după el și atunci liniștit poate să țină și el cursuri. Activități quasi intelectuale, artistice pot să se desfășoare și în interiorul penitenciarelor în perioada și detenției, după cum se face și munca. Da. Trebuie să li se creeze cercuri de lectură, cercuri de artă plastică. Eu știu. Da, mă rog. Ideea este dacă DNA afectează, pătează activitatea DNA-ului, pătează imaginea României sau nu? Păi la ora actuală, DNA-ul este foarte apreciat în străinătate. Și e firesc să fie așa. Pentru că atâția demnitari, 19 ați pomenit dumneavoastră, da, într-o perioadă atât de scurtă de timp, da, nu știu care țară din jurul nostru mai poate să prezinte. Deci, din acest punct de vedere, el e lăudabil. Eu nu vreau să îi minimalizez meritele, așa cum v-am mai spus. Nici vorbă. Sunt de acord că ceea ce face este bine și trebuie să continue. Nu în zadar, acum s-a majorat numărul de procurori, pentru că imaginați-vă dumneavoastră, în spatele dumneavoastră, în loc să aveți bradul acela, aveți un teanc de dosare care vă presează psihic și fizic. De câte ori mergeți în birou, știți că ăla trebuie rezolvat. Fiecare dosar e un roman polițist. Fiecare dosar este are un sute de martori de administrat, de coordonat persoane care administrează aceste probe. Nu este o muncă ușoară. Și eu am tot respectul pentru activitatea pe care o desfășoară și a desfășurat-o și a demonstrat-o până acum DNA. Fără discuție. Și accept și faptul că sunt chiar atât de îngăduitor, cum este și colegul meu, încât să zic, domnule, nu e chiar așa de mult să greșești.
Numai că a greși la strung, unde faci din fier niște piese și 10% le arunci, e una. Și a aresta 100 de oameni, din care 10 sunt nevinovați, este cu totul altceva. Se produce o secundă. Da. A fost cercetat Voiculescu, cu toate șmecheriile lui, cu toate, ne-a învățat cum poți să învârți justiția pe deget. Ne-a învățat cum poți să-ți bați joc de justiție într-o țară democrată, liberă. Așa s-a dovedit că România este o țară democrată. Pentru că se poate face așa ceva. În ultima clipă, în stare de libertate a fost cercetat și până la urmă justiția și-a spus cuvântul. Așa a fost și Năstase, cercetat de-a lungul câtorva ani și în final nu s-a mai trebuit pus în executare mandatul de arestare. Deci vreau să vă spuneți-mi mie, ce credeți că dacă la uzina Dacia se descopera ce a fost la Volkswagen, câți arestați avem? Sau altceva? Nu să știți că la un moment dat la Vama din Moldova au fost 47 de polițiști arestați. Albița. Așa ceva, da. 47 de polițiști arestați. Știți ce s-a întâmplat cu dosarul? Au fost achitați. Nu se poate, domnule. Păi de ce? E exagerat, domnule. Este exagerat. Eu despre asta discut. Că nici nu mă gândesc. Bun, domnul. Au avut avocați buni. Poate am greșit pe procedură. Problema cu avocat bun și avocat mai puțin bun este ce lasă în urmă avocatul. Avocatul nu dă soluții. Avocatul ajută instanța. Nici procurorul nu dă soluții și el face procurorul. Dar el are putere. El cel puțin 24 de ore ești la cheremul lui. Păi mandatul trebuie... Și după aceea are încă 30 de zile în care totul are în mână, are și pâinea și cuțitul, nu pute. Este adevărat că din punct de vedere legal, drepturile în fața instanței de judecată sunt egale. Apărarea și acuza. Că este obligat în egală măsură procurorul să administreze probe atât în apărare, cât și nu numai în acuză, ci și în apărarea inculpatului la cererea acestuia. Mandatul de reținere îl pronunță un judecător, un magistrat. Da, de drepturi și libertăți. Da, așa este. Așa este. Numai că în puținătatea elementelor de informare pe care le are, de obicei îl dă mandatul acesta. Foarte rar, în loc de arestare, să dă acum, mă rog, arest la domiciliu sau, mă rog, libertate supravegheată. Dar al pune în cătușe, al duce până acolo, când i-ai pus în vedere, eu aș fi de o cu totul altă părere. Și cred că am avea mult mai mult de câștigat. I-aș da procurorului posibilitatea negocierii. Ai văzut, domnule senator, domnule deputat, domnule președinte de Consiliu, ai văzut, da? Asta e. Am un prejudiciu aici de 40 de milioane de euro. Câte zile vrei? Pune banii jos. Pune banii jos și discutăm în alți termeni. A pus omul banii jos. Și atunci când se scadă din pedeapsă? Dacă pune banii jos. E sub alte auspicii se dezbate cauza. Dar nu se pune și problema. Uite, domnul președinte, dacă mai torni pe cineva, dacă torni un ministru, atunci ați mai reduce. Aceasta este porcăria inventată de Năstase. A fost cea mai mare. Noi am avut această delațiune. Știți ce se întâmpla în anii 50? O chema pe bătrânică. Ce stai, bătrânică, aici? Ce dragă, uite că am adus aici 50 de pepite. 50, hai să... Iată, stai și așteaptă-mă aici. Se duce înăuntru. Mătușe, dar să știi că numai 49 sunt. Serios, numai 49? Nu se poate, că eu le-am numărat bine, 50 sunt. Hai să mergem acasă, vedem, nu e acolo și cealaltă și mai găseau încă 50. Deci, era o înșelătorie, era un mod... Și zice, bine, dar dacă ne mai spui pe cineva, să știi că dumneata scapi.
Și de acolo a preluat DNA-ul în regula, în lege, aceasta ar trebui să dispară. Modalitatea aceasta de a aresta oameni pe două declarații ale unor doi delatori, faci din țara asta o țară de mincinoși, delatori și delatori. Dar pe a aresta în urma unor înregistrări telefonice, asta e normal? Nici asta nu mi se pare în condițiile în care... Scoase din context, cuvinte scoase din context, de multe ori. Așa este. Așa se și întâmplă. Așa se și întâmplă. Păi citiți dumneavoastră stenogramele să vedeți ce rețineți din ele ca fiind acuzator. Pentru că ele sunt citite. Presa le citește, ziaristul, reporterul de televiziune, le citește că doar sunt acolo. Ce, ați reținut de undeva? Că, mă, să vii să... Nu. Nu. Sunt trei puncte, nu știu ce și... Și concluzia... după procurorii DNA fac interpretare că acel cuvânt înseamnă bani, că gogoașă înseamnă... De cele mai multe ori, aceste convorbiri nu vin decât să în sprijinul altor probe. Se coroborează ele. Se coroborează. Se pun cap la cap și până la urmă se trage o concluzie. Dar altă chestiune mă deranjează pe mine. Te scutezi pe tine de arest și de pedeapsă dacă îl spui pe Mihai? Păi, e corect? Nu, domnule. L-ai spus pe Mihai foarte bine, dar și tu ești arestat. Da, pe de altă parte ați ridicat... Pentru că să știți dumneavoastră, da, este mai vinovat cel care dă mită decât cel care o primește. Da, în principiu cei care dau mită dau și informații DNA-ului, nu? Ați ridicat o problemă în discuția dumneavoastră referitor la faptul că banii luați ca mită sau prejudiciul nu este recuperat. Da. Dumneavoastră ce părere? Pentru că ce am spus, activitatea acelui organ care trebuie să facă... A fost nevoie să mai apară un organan, încă un director sau un șef, încă 7 secretare, 5 mașini și... DNA-ul își face treaba, procurorii DNA își fac treaba, judecătorul, mă rog, îi pune în pușcărie, dar prejudiciul, la urma urmei, pentru ce a ajuns omul respectiv în pușcărie? Prejudiciul nu e recuperat. Problema este că este un vid legislativ, deci nu există o entitate, nici măcar după aprobarea acestei entități care va fi în subordinea Ministerului Justiției, problema nu e rezolvată. Deci aici se aruncă gogoașa de la ANAF la procurori, de la procurori la judecători și sunt averi care zac acolo mai bine de un deceniu, dacă vă puteți închipui, câteva zeci de milioane de euro și zeci de milioane de alte valute. Pensiile pe 5 ani la întregii țări. Zac în depozite care au fost indisponibilizate și pur și simplu nu există, deci nu sunt accesibile și vărsate în bugetul public ca să fie reutilizate în alte părți. Această nouă entitate o să facă gestionarea doar pe timpul procesului, deoarece ce se întâmplă? Și aici pierde statul și pierdem noi toți. Și chiar am susținut această inițiativă a domnului Cazanciuc. Ce se întâmplă dacă se confiscă, se pune sechestru pe un bun care e perisabil și aici e un bun perisabil și un autoturism. În condițiile în care dacă intră într-un proces un contrabandist și procesul durează 3, 4, 5 ani de zile, autovehiculul depozitat în aer liber 5 ani de zile nemișcat e bun de aruncat la gunoi, dar poate că astăzi încă valorează ceva. Se valorifică autoturismul, banii se depun într-un cont. Iar când se dă sentința definitivă și mai nu e irrevocabilă, doar definitivă, banii merg ori înapoi la cel care a avut proprietatea respectivă, ori se varsă în bugetul de stat. Deci noi toți avem de câștigat. Dar aceste mecanisme nu funcționează încă foarte bine. În Franța este cel mai dur acest mecanism. Deci acolo pe ce s-a pus sechestrul nici nu așteaptă nicio sentință, nimic, se vinde și la revedere. Nu discută. Și acolo se gândesc de două ori pe partea de
corupții pe partea economică, cât le costă. Pentru că așa atrage atenția, nu prin mediatizare, asta e foarte greu. Iar aici sunt perfect de acord cu antevorbitorul, această societate de orice are nevoie numai de alt sistem de, cum să le spun elegant, la șoptitorii care erau și înainte de 89, adică mergeau turnători. Și ziceau turnători. Adică, practic, asta se favorizează acum. Pe de altă parte, e greu de judecat în cazurile mari dacă ăla vine și de bună voie și nesilit de nimeni mai spune că și. Pentru asta, mai nou, procurorii am înțeles că sunt mai cer o pedeapsă un pic mai rezonabilă pentru cei care ajută la depistarea altor cazuri de corupție, dar să nu ne mire, asta este modelul american, ei asta folosesc de aproape de 100 de ani și cam de acolo bate vântul, la ei asta merge extraordinar de bine, dar acest sistem merge și în Ungaria, deci acolo s-a rezolvat foarte ușor cu părinciile mici, nimeni nu prea mai are curajul să facă țuică acasă. Știți de ce? Că vine vecinul și zice la ANAF și ăla plătește de vorbește singur. Și astfel s-au închis părinciile mici de dincolo de graniță. La noi încă nu merge această metodă, dar nu e... N-avem mult, da? Deci N-avem mult dacă mergem. Deci aici e foarte discutabil și eu mă întorc la ceea ce am zis la început. Deci dacă vrem o societate sănătoasă, trebuie să măsurăm și beneficiile unei decizii și ce înseamnă în plan și ce înseamnă în anvergură. Și mai ales în educația tinerilor și educația oamenilor în sine. Iar legat de scurgerile de informații, eu în Comisia Juridică cu teamă mă ating de orice dosar și vă spun de ce, că dacă a doua zi apare în presă și se suspectează cineva dintre membrii Comisiei că am fotografiat ceva sau cum a ajuns în presă un document de acolo, e foarte greu. E foarte greu de discutat. Iar, în general, credeți-mă că aceste scurgeri mi se par extraordinar de bine dirijate. Adică nu apar așa, ca și cum e filmulețul de prezentare a unui film de anvergură. Adică apar 30 de secunde dintr-un film în care nici nu e voie să înțelegem începutul și capătul, cu pe urmă nimeni nu mai cumpără bilet la cinema, cine să vadă ce se întâmplă. Deci nu se vede happy end-ul dacă e happy end sau tragedia dacă e tragedie. Deci sunt regizate în așa fel încât să pur și simplu să stârnească un interes cât se poate de mare, da. Iar deznodământul de multe ori, uitați-vă, nu mi se pare corect informarea, deci ar trebui să apară și rezultatul unei instituții de acest gen ar trebui măsurat în sentințe definitive și acolo să vedem cum stau. Se păstrează raportul de 90% sau astea pică așa pe rând. Iar legat de instanțe și acolo ar trebui să fie măcar 90% corectitudinea. Da, oricum, DNA-ul este apreciat și de guvern, ca urmare a suplimentat numărul de posturi pentru DNA, s-au suplimentat cu, nu știu, 10 posturi la IT-ști, economiști, 35 de posturi la personal economic, administrativ, oricum au de instrumentat foarte multe dosare și ca urmare se va suplimenta numărul de personal, asta printr-o hotărâre de guvern. Spuneți-mi, domnul Fodor. Aș vrea să glosesc și eu puțin pe tema celor care s-au discutat. Aș vrea să spun odată că este simpatic, dacă nu amuzant, modul în care se raportează la DNA și la colaborarea acestei instituții cu Serviciul Român de Informații anumite persoane. De obicei, sau de multe ori, au și ele ceva pe conștiință.
niște temeri, hai să zicem, retroactive și atunci pun spornic așa întrebări în legătură cu sensul acțiunii DNA și cu corectitudinea întreprinderilor sale. De asemenea, aceleași persoane care manifestau o atitudine, hai să zicem, amicală în raport cu fostele servicii de informații, cu securitatea, pentru că au existat și asemenea oameni care au considerat că securitatea e plină de patrioți și, în sfârșit, face o operă benefică României. Acum, nu le mai place SRI-ul. SRI-ul care, din câte știu eu și pot să-mi dau seama, lucrează aproximativ sau în totalitate sau în cea mai mare parte sub închip legal. În sensul că nu face anchete, solicită mandate de la instanțe și așa mai departe. Bine, acum tot ceea ce face SRI-ul n-am de unde să știu și nici nu pretind acest lucru, dar cel puțin în conlucrarea asta cu DNA-ul, eu cred că produce fapte utile. Adică ajută la deconspirarea, la demantelarea unor acte de corupție, ceea ce nu poate să fie decât bine. Ei, acum, acest SRI nu mai e bun, că e ca vechea securitate și așa mai departe. La fel și turnătoria. Păi una era turnătoria de pe vremuri, în care te duceai și șopteai acolo unde trebuie, că vecinul ascultă Europa, Europa FM. Sau că a tăiat un vițel. Europa a tăiat un vițel. Da. Și așa mai departe. Și alta este așa zisă turnătoria de acum, când ea se produce ca urmare a unei anchete judiciare. Păi dacă te întreabă anchetatorul cine știe că a mai făcut asta, e obligatoriu, e aproape obligatoriu și aproape o datorie să spui tot ce știi. Ar fi o culpă să ascunzi fapta. Iar dacă această, așa zis, turnătorie, de fapt, răspunsul normal la acțiunea, activitatea de anchetă, îți oferă o reducere a pedepsei potențiale, este cât se poate de corect și se întâmplă acest lucru, după cum vedem, doar în filme, chiar în justiția americană, unde negociezi foarte multe, inclusiv cuantumul pedepsei. Da. Sigur că în acest caz se aplică principiul acela că iubesc trădarea, dar detest pe trădători. Sigur că acești trădători, să le zicem, dacă suntem excesiv de morali, nu au un comportament elegant și nu sunt de lăudat așa din perspectiva moralei comune, nu? Ca și în pușcării, cine trădează, cel mai rău lucru. Dar acțiunea de a încerca să scoți adevărul și pe această cale este normală. Pentru că e greu să dai de firele unor fără de legi, fiind cel mai legal. Sigur că nu se mai bate ca pe vremuri. Se utilizează asemenea forme mai civilizate, mai, să zicem așa. Da, psihologice. Și mai vreau totuși să spun și că într-adevăr unele decizii sunt destul de discutabile. De exemplu, cel în care sunt implicați Microsoft, mi se pare, Claudiu Florică și tenismenul Pescariu, da? Despre care aflăm că dosarele au fost clasate. După ce ni se spusese că ei au beneficiat de... Ei au dat mita. Au dat mita și au beneficiat ei au dat mita. De folos de milioane de... Păi nu era dator DNA-ul totuși în acest caz să ne spună de ce s-au clasat. Gurile rele spun că ar fi fost ofițer sub acoperire. Păi și acest lucru trebuia să ni se spună, că altfel pe ce temei moral dăm indulgențe în cazul unora din mari. Sunt chestiuni inexplicabile și dacă DNA-ul vrea să fie un organism transparent, nu poate să se
să procedeze în continuare în acest mod. Sunt lucruri care probabil ar putea fi făcute și mai bine. Și am zis așa că nimeni nu e perfect, nici măcar DNA-ul. Dar noi așteptăm, opinia publică așteaptă explicații. Ce e cu cazurile acestea? De ce au fost clasate dosarele? Există o autoritate... Și pe cele două denunțuri, există autoritate... este acuzată Elena Udrea, nu? Este o autoritate în România care poate... Sunt trei acuzați. Da. Unul din dosare, vreau să zic. Mă rog, din cele mai discutăm mai... cele legate de cei doi. Și încă ceva. Recuperarea prejudiciului poate să fie și el un motiv de îndulcire sau de... impunitate. Dar în niciun caz nu oferă impunitate, pentru că atunci toată lumea va fura. În cel mai rău caz va fi deconspirat și va da bani înapoi și s-a dat. Și ai scăpat. Sigur, nu se poate. Sigur, de aceea, legiuitorul are o pedeapsă minimă și una maximă. Nimeni nu ar trebui să fie scăpat de acțiuni, de prevederile legii penale pentru că a turnat sau pentru că a colaborat cu anchetatorii sau pentru că și-a dat concursul la recuperarea prejudiciului. Da. Recuperarea prejudiciului sigur că este o mare problemă și ar trebui tranșată foarte clar printr-o lege. Printr-o lege, nu neapărat să creeze o instituție nouă, cum este... Hai să vedem și anii. Spun unii, păi în primul rând ne interesează recuperarea prejudiciului. Sigur că ne interesează și recuperarea prejudiciului, sau poate chiar în primul rând, dar nici punițiunea pentru faptele... nelegale, nu. Da, ANI este o altă organizație de opresiune sau, mă rog, o altă agenție care creează probleme în rândul aleșilor locali. Nu de mult un ales local, un primar din județul Satu Mare, da, a fost declarat incompatibil pentru că a fost în același timp și primar și membru în Consiliul de Administrație al unei școli. Deci iarăși se revine la idei din astea pe care eu cel puțin nu le pot înțelege, cum sunt încă declarați incompatibili de ANI o grămadă de primari din județul Satu Mare pentru că au făcut parte din Consiliul de Administrație al APASER. Cum a fost și președintele. Da. Consiliul, nu? Președintele României. Președintele României. Că n-a avut dosar de incompatibilitate. Da, tot pentru că a făcut parte din Consiliul de Administrație al... Iohannis, sigur că da. Dar bun, și activitatea... Bun, am discutat despre activitatea DNA-ului. Activitatea ANI este la fel de bună ca a DNA-ului. Avem nevoie și de ANI și de DNA? Păi au activități, au domenii de activitate diferite. Infracțiunile sunt de altă manieră, altă natură. Chestiunea aceasta a incompatibilităților mi se pare oarecum forțată. Pentru că există principiul posibilității compensării. Un pensionar poate compensa pensia cu salariul la o instituție. Un primar care are un salariu, acum probabil că va avea mai un salar modest, nu poate să compenseze cu niște venituri pe care le ia, nu să zicem de la un consiliu de administrație, că ar trebui să fie eliminată această posibilitate de a-l implica pe primar care are și pâinea și cuțitul după aceea în posibilitatea de a fi într-un consiliu de administrație, ci într-o altă activitate suplimentară. La școală nu se dau bani. Acolo ar putea fi. Ca să poată, deși că a fost să incompatibil pe să poată să aibă două câștiguri care să-i poată permite un trai onest. Dar și onest. Primarii declarați incompatibili din județul Satu Mare au făcut parte din Consiliul de Administrație al APASER, dar nu au fost retribuiți. Deci n-au primit bani pentru această participare la ședințele respective. Care este urmarea imediată a infracțiunii, adică a incompatibilității?
Cu atât mai mult dacă nici n-au fost remunerați, nu, mi se pare discutabilă, fără îndoială. Sau, haide să fie. Eu nu-l iubesc așa de tare, nici pe Ponta, nici pe Jova. Dar faptul că l-a numit ministru să-l consideri incompatibil pe Ponta, se pare iară forțată toată treaba. Da, mă rog, dacă vorbim de situația din școli, aș vrea să revin cu o temă care există acum în dezbatere publică. Ministrul Educației Adrian Curaj are curajul să schimbe din nou programa școlară și se scoate limba latină din școli, se reduc orele de rom. Da, e Adrian Curaj, așa e. Se scoate limba latină din școli, se reduc orele de română, istorie și geografie și, în schimb, se pun materii cum ar fi educația pentru drepturile copilului, educația interculturală, educație democratică, educație economică. Sunt necesare aceste materii. Domnul Fodor, ca fost inspector școlar general, ce ne puteți spune? Eu, fiind așa un profesor mai de modă veche, este, cred că, evident că nu voi fi partizanul unor asemenea idei. Cu atât mai mult cu cât constat, pe zi ce trece mai mult, navigând pe internet și urmărind media și, în sfârșit, că începem să producem tot mai mult generații de analfabeți, de analfabeți funcționali, pentru care normele scrisului, cititului, exprimării corecte devin tot mai mult facultative. Și inclusiv în spații în care acest lucru s-ar impune. Cum ar fi televiziunea, să spunem. Nu vorbim de atât de mult de Facebook și media online, că acolo, hai să zicem, deși este simptomatic ce se poate vedea și acolo. Cred că sub nicio formă aceste materii care, din perspectiva oricărei curricule școlare, sunt esențiale, nu ar fi trebuit scoase sau nu ar fi trebuit reduse ca spațiu acordat în curriculă. Și nu spun așa pentru că sunt așa un soi de cum se numește, cărcotar. Da. Mă gândeam la dinozaur care nu admite niciun fel de schimbare. Mi-aduc aminte că am fost la un moment dat la o specializare, mă rog, la un curs în Belgia și am întâlnit tipuri de clase precum latină informatică. Niciuna din aceste latină informatică și alte combinații destul de bizare. Ceea ce înseamnă că ele au rolul lor. Niciuna din aceste materii nu poate să aibă un regim, nu ar trebui să aibă un regim mai defavorizat decât în prezent. Și în prezent ele sunt cam defavorizate în raport cu altele. Limba latină, cu atât mai mult cu cât ne pretindem un popor aparținând gintei latine. Dar oricum, în școlile din județul Satu Mare, de pildă, se scoate limba franceză. Ca să nu vorbim că limba latină își are aplicabilitatea în diferite domenii ale științei, ale botanicii, da, medicine și așa mai departe. Limba română, tocmai spusese mai înainte despre pericolul analfabetismului. Istorie, geografia, de asemenea, câte erau până acum, erau destul de puține și mai puțin de atâta nu se poate. Există însă unele materii, nu vreau să le pronunț aici, că până la urmă o să genereze știu eu ce supărări și revolte la nivelul unora dintre privitori, care ar putea foarte bine externalizate. Iar educație, nu știu de care și nu știu de care, sunt destul de vagi, destul de
cum ar fi educație cețoase, interculturală. Educație, educația interculturală. Școala trebuie să dea educația de bază. Noțiunile de bază din domeniul științelor, limbii, artelor și așa mai departe, mai ceea ce spuneți acolo cu tot felul de educații complementare pot fi realizate în cadrul unor activități cu caracter facultativ, în afara școlii, pe lângă școală sau undeva în viitor când noțiunile de bază sunt bine sedimentate în... Cred că ar trebui să mai lase curicula în pace domnii miniștri, pentru că în școală sunt multe alte lucruri care ar trebui gândite și reglementate. Cum ar fi, de exemplu, acordarea unei mese pentru mulți dintre copiii săraci și subnutriți ai României. De exemplu. Ar fi multe alte. S-a discutat și în Parlament despre această situație, despre programul școală după școală. Nu știu în ce stadiu e proiectul respectiv. A fost o inițiativă legislativă de a permite primarilor, deci de a nu le face obligatoriu, dar măcar să fie permis la acele autorități locale care sunt dispuși să suplimenteze acel program național cu corn, lapte, măr, miere, de o calitate discutabilă. Deci nu vă spărați, da? Ai 35 de bani cornul, 40 de bani laptele sau ceva de genul ăsta. Nu suplimentat acest program nu până la un nivel ceva de calitate la această sumă. Să fie suportabil de către bugetele locale și să fie transformat într-o masă caldă. În toate țările din jur, și credeți-mă est, că se dă o masă caldă și cu contribuție fără... Această transformare s-a rezolvat și un pic de educație, adică ar învăța copiii să mănânce cu cuțitul și cu furculița, ceea ce este o... Credeți-mă, eu am fost în multe delegații oficiale cu crema societății și nu este un lucru simplu de a mânca cu... A, bine, nu era crema. Nu era spuma. Și a trage la școală. Ar fi unul dintre... Era spuma, pardon. Modalitățile de a-i apropia de școală pe cei care... Și eu aș vrea să revin la anii că au scăpat foarte ușor. Da. Din punctul meu de vedere, nu putem compara activitatea DNA-ului și activitatea anii. Deci anii merge pe o pistă total greșită. Ar trebui să fie același lucru. S-a creat prejudiciu, atunci da, într-adevăr, nu recuperează. Atunci, într-adevăr, discutăm de incompatibilitate, de conflict de interese penal în unele cazuri, iar când nu se creează prejudiciu, ei au o singură problemă în capul lor. Un om poate să decidă asupra unui ban public numai o singură dată. Și asta este mentalitatea pe care merg și acuză primarii care sunt și în consilii de administrare. Iar ei sunt finanțați de către primărie. Asta este problema. Dar cu asta nu știu dacă cauzează vreo pagubă cuiva. Deși e discutabil și aici. Deci, iar speța că sunt în asociații de dezvoltare intercomunitare care susțin anumite servicii publice de interes județean, local sau regional, când s-a făcut legea incompatibilităților, nu era la modă națiunea de regiuni și acolo este uitat instituție de nivel regional. Iar Apaservul din Sibiu este o instituție regională, deoarece are și vreo 2-3 localități din județul Brașov. Astfel, era clar că câștigă. Iar ce am zis mai înainte și nu vreau să supăr pe niciun judecător, că Doamne ferește să se supere pe mine, dar dacă vă uitați la statisticile oficiale de la curțile de apel de la Oradea sau de la curtea de apel de la Cluj, sau de la Brașov. În funcție de zona geografică, se dau sentințele
la curțile de apel pe astfel de dosare. La Oradea, cam 98% au pierdut dintre primarii noștri, când zic ai noștri din județul Satu Mare, pe speța, 100% aceeași speță decât cei care au avut norocul să ajungă la Brașov, unde 80% au câștigat. Iar foarte curios ce s-a întâmplat la Înalta Curte de Casație. Și acolo se poate întâmpla că un același complet vede astăzi, într-un da, fel o speță da. Și aici este problema. Deci chestia asta, noi în am vrut... Așa speță, dar nu mi se pare normal. Noi am vrut să legiferăm, să modificăm măcar legea serviciilor publice. Și din care a ieșit un tărăboi și a fost retrimis de președinte și toată lumea a acuzat Parlamentul că vrem să scăpăm pe nu știu cine de nu știu ce. Oameni buni. Dar ar mai trebui să preluăm o modă din America. Și atunci n-ar mai fi încărcați judecătorii și nici procurorii. Adică dacă pe o speță se dă o sentință, să fie general valabilă pentru toate instanțele. Merge precedentul judiciar. Precedentul judiciar și la revedere am terminat cu încărcarea cu dosare și cu încărcarea și blocajul care există la nivel de justiție și eu nu acuz judecătorii și procurorii. Știu că lucrează sub presiunea dosarelor, știu că lucrează sub un stres enorm și ei sunt urmăriți cu ghilimele de rigoare din toate părțile și asta ei știu foarte bine. Lucrează sub o presiune enormă, inclusiv presiunea timpului și din cauza... Deci, cum să zic, greșeala este umană. Numai că greșeala lor costă. Poate costă un mandat, o viață, o carieră, libertatea unui om în, libertate în și așa mai departe. Dar... Și atunci n-ar mai fi discuții și nu s-ar mai fi pronosticuri. Oare cât primește? 3 luni cu suspendare sau 10 ani cu executare? Deci la noi ca la loto. Deci, eu mă mir de cum nu s-au introdus încă în... Probabil în Anglia se poate face pariu. Care politician la noi, care este acuzat cu ce, cât primește? Sau când va fi judecat? Ceea ce nu e normal. Revenind la educație. În primul rând... Eu nu sunt profesor. Am învățat cândva pedagogie, dar nu era în fire să devin profesor. Dar și nu cred că în 6 luni de zile aș putea să învăț o materie din cele propuse noi. Adică nu cred că ar putea să fie nimeni cine să învețe într-o lună, 2 luni de zile, să facă o reconversie profesională. Și să zic că eu sunt acum un pedagog extraordinar de bun și de mâine încep să vă predau de ale economiei, de ale comportamentului civic sau așa mai departe. Adică, dacă normal, la noi este o singură regulă. Câți miniștri de educație sunt, atâtea reforme. Deci era clar că bună ziua că o să fie ceva reformă iarăși. Cred că au fost 18 sau 19 în 26 de ani, se vede. Intenția poate că este bună, sigur, dar ar trebui văzut ce va conține ce înseamnă această materie, cine va preda. Că dacă se va face reconversia forțată și poate că profesorii din zonele miniere, și asta nu vă zic în bășcărește, nu în glumă, dar cei care au învățat, poate erau profesori extraordinar de buni la studiul materialelor și la partea de turnătorie, dar turnătoria reală de metale. Da. Poate astăzi predau religie. Sau poate culesul de ciuperci. Exact, înțelegeți? Deci iarăși facem o varză și mai mare. Adică profesorul de... Probabil că inspectorii școlari la profesorii de latină, română, geografie și istorie, ca să nu-și piardă catedra ca să mai iese, da, tot predea... aceeași persoană o să predea cealaltă educație materie. Pentru cetățenie democratică, educație... Exact. Iar eu la partea de istorie, de exemplu, și la partea de geografie, aș lăsa o libertate, măcar la nivel de regiuni sau județe, să învețe copiii un pic de istorie locală. Istorie locală, există, geografie locală. Care să fie, există pe partea facultativă. Iar eu aș lega mai mult de locul lor, ca să nu aibă în planurile lor, când împlinesc 14-15 ani și se uită pe glob,
și îl învârci și unde pică degetul, eu acolo mă duc. Deci cam asta este cariera profesională care își construiește un elev de liceu. Cam 80% asta fac. Deci ei ar trebui ținuți cumva și văzuți, iar pe partea de lectura interculturală sau așa ceva, poate chiar asta se dorește, adică să devină un cetățean european model, adică dacă merge oriunde să cunoască măcar regulile de bază. Poate asta se dorește. Sau măcar să cunoască cu cine trăiește în aceeași țară și să-l cunoască în mod real, nu din televizor și nu din manuale de istorie scrise în anii 60. Poate dacă, uitați, astfel de tentative de cunoaștere interculturală există între județul Covasna și județul Vâlcea. Adică copiii din Vâlcea vin în școală de vară în Covasna să vadă că secuii nu mănâncă pe români și respectiv secuii se merg în Vâlcea ca să vadă că oltenii toate materiile alea imprecise pot fi ține loc de educație civică, și, care poate fi o alternativă a religiei. Ar fi bine, o idee și am terminat, ar fi bine și pentru copii din satul mare să meargă în Oltenia, să vadă nu toți oltenii sunt ca și domnul primar. Da, vă rog, domnul. Toate materiile acestea care vor înlocui limba română, istoria și geografia, educație civică, sau, mă rog, vor reduce orele la aceste materii, ceea ce va fi o catastrofă, pentru că așa avem la ora actuală enorm de mulți, nu știu exact cifra sau procentul, de analfabeți elevi de liceu, care au ajuns până în liceu și el nu știe să scrie și nu știe să citească. Și așa, cu curicula pe care o avem acum. Dar toate acele materii care se vor introduce, se vor găsi profesori, fără discuție, vor preda, n-ai taine. Toate sunt niște cursuri. Eu am făcut un curs de multilevel marketing system în Austria în 3 jumătăți de zile. Sâmbătă dimineața, sâmbătă după masa, duminică înainte de masă. S-a terminat cursul, am avut tot ce îmi trebuia pentru sistemul de vânzare multilevel marketing. Un sistem interactiv, comunicativ, explicativ și a fost suficient. Toate acestea se pot face în afara orelor de program. Dar să nu te atingi civice. În caz, astăzi civice. Despre una, mâine despre alta, în cadrul unei singure ore. Dar ca să afectezi și să te atingi de materiile acestea atât de oropsite, pentru că le-au întors spatele, copiii nu mai știu. Nu vreau eu să discut acum că ei nu știu dacă a fost sau nu a fost asasinat Eminescu, dacă a fost sau nu a fost asasinat Kennedy, vorbim de limba română. Da. Maiakovski. Moartea căprioarei, spune. Labiș. Da. Nu intru în aceste detalii. Dar să nu știi, de exemplu, că mi-a venit așa instantaneu, să nu știi moartea căprioarei, să nu știi Sara pe deal, habar nu ai nici când se pomenește ceva despre astfel de valori ale literaturii românești, să nu știi despre... Vă spun eu ce știu, un elev de liceu. De spațiul mioritic. Un elev de liceu oarecare, de la un liceu oarecare, nu chiar Eminescu să știe ceva mai mult, cam ce știu eu din literatura română, că este un roman Ion de Liviu Revreanu, în care Ion cu așa și cu... Dar ceva destul de vag și ceva despre Luceafărul. În rest, tabula rasa. Rasa. Iar de multe ori examenul de bacalaureat este... poți să-l promovezi dacă ai așa un talent mediu de ghicit. Cu punctișoarele care se mai dau. E făcut așa, e făcut sistemul, domnul profesor, într-adevăr. Nota 5, dacă ai cât de cât... Da.
cât de cât aplicație ești și inteligent, poți să obții nota 5. Sigur, dar nu e ajuns, trebuie să ai 6. Știi ce a spus în mijlocul spectacolului unui concert Tudor Gheorghe? I-a speriat pe oamenii din sală. Români, bucurați-vă! Pentru pensiile voastre vor munci absolvenții de bacalaureat din 2013. Acolo vom ajunge. Că nu va avea cine să muncească undeva, nu va fi bun de nimic. S-au făcut liceele acelea industriale în care el era intelectual, că a făcut liceul. Dar era alt sistem, domnul Ungur, nu era... Dar era și profesionist, a făcut mari, erau fabricile mari, socialiste. Terminai turnător, dar mergeai la turnătorie. Știai să dai la șaibă, aveai unde merge, chiar dacă capul nu te ducea mai mult să faci. Dar numai, uite că mai îți găsea statul unde de poți chema pe cineva să-ți repare clanța, domnule. Nu mai ai un meșter în țară, domnule. Da, meșterii buni pleacă străinătate. E lideră de lege. Și iar cei care rămân sunt absolvenți de... Liceul industrial. Pirul Hareț și alte facultăți turbate care nu se coboară la reparație clanța. Sigur, da. Eventual te duci tu și repari clanța. Sigur, acum sunt și cazuri în care diploma de facultate este înainte de diploma de liceu. Sunt și cazuri din astea. Chiar în județul nostru, da? Da. Da. Nu. Diploma de liceu nu mai trebuie, dar la ce mi-e folosit? Auzi, voi, pe asta confană, ești pe ce? Ce mai trebuie? Să fim cât mai aproape da, de foc. Ați vorbit de pensie, iată că guvernul a hotărât astăzi să mărească nu pensiile, ci salariul minim. Salariul minim a crescut sau va crește de la 1 mai cu 1250 de lei. La 1250. Ceea ce va decima, la 1250 ceea ce de va lei, decima da? Încă o dată SRL-urile. Da, din păcate... În loc să se încurajeze sistemul concurențial, să se încurajeze sistemul concurențial al creierii unor locuri de muncă care să absoarbă forța de muncă bine plătită, se umblă la distrugerea și a ce mai este. După părerea mea, este o greșeală fundamentală să-l obligi pe un om care a făcut cât de cât pâine în fabricuța aia lui de pâine și a făcut chifle și a făcut ca dintr-o dată să dea personalului cât? 1250. Să dea 550 de lei în plus? Nu. Ba da, de la 700 la 1000. De la 1050 crește. Chiar și nu, așa. De la 1050. Da. Ideea este că patronatele, un patron... plătește mai mult la stat datorită creșterii de salariu. A, unul din efecte, nu? Unul din efecte acesta este. Și nu va avea alt soluție decât să reducă personalul. Și pe care îi păstrează să-i pună la muncă mai vârtos. Chestiunea este cu dublu tăiș. Într-adevăr, ceea ce spune domnul Ungur este justificat. Probabil la nivelul nostru la care am ajuns este o problemă și se vor întâmpla și asemenea fenomene. Pe de altă parte însă, gândindu-ne la din cealaltă perspectivă, nu a întreprinzătorului, a omului care... Omului care ia salariu. Omului care ia salariu. 1250 de lei impozabili înseamnă extraordinar de puțin într-o Europa în care tind prețurile să se egalizeze, să trăiești din 200 de euro, eventual chiar o familie întreagă, este cumplit. De multe ori acești întreprinzători sau unii dintre întreprinzători sunt mai răi decât vechile din perioada feudală. Unii, într-adevăr, nu și-ar putea permite să plătească mai mulți, dar alții fac acest lucru în scopul maximizării profiturilor lor. E un domeniu care trebuie manevrat cu foarte multă grijă în ideea de a nu
de a minimiza eventualele pagube. Și cred că, până la urmă, guvernul a făcut bine că a mai amânat această dată a implementării. Da, amânat-o până nu numai. Pentru ca să analizeze efectele posibile. Nu putem, totuși, suntem pe locul penultim din Uniunea Europeană la venitul minim și probabil și la venitul mediu. Și la productivitate. Cumva trebuie stimulată toată lumea, maximizeze rentabilitatea și productivitatea. Da. Dacă acest lucru se va solda și cu niște concedieri. Da, în fine, să sperăm că anul care vine ne va duce, pe lângă creșteri de salarii, ne va duce și o stabilitate politică, deși vin alegerile locale. Eu vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune, vă doresc un an nou fericit. Stimați telespectatori, a fost ultima emisiune din acest an Agenda Publică, vă doresc un an nou fericit, plin de bucurii. Da, rămâneți alături de Informația TV, urmează programe specifice de sărbători.